Emisiune susținută de Asociația Maurer for You. E cu cânte. Da, mă trebuie să spun piesă cu piesă cum Dumnezeu efectiv a purtat de grijă și spun de atunci până astăzi nu ne-a mai fost nimic. Și am avut încât să dăm și la alții. Exact cum spune Sfântul. Așa am simțit că efectiv el îmi dicta cât un vers, mai plângea un pic, mai dădea un vers, mai plângea un pic. La mulți ani tuturor copiilor! La mulți ani! O zi specială! Și alături de mine este un om care iubește enorm de mult copiii și care scrie muzică pentru copii, a realizat videoclipuri care să învețe pe copii despre învățăturile Bibliei. Bun venit, Claudiu Ursache! Bine te-am găsit, Ramona! Mulțumesc de invitație! Cu drag, cu drag! Ești un om special, înzestrat cu multe daruri. Și în ultima perioadă, de câți ani lucrezi tu la acest proiect pentru copii? Cam din 2020. Sunt 4 ani. Da, 4 ani, da. Foarte frumos, foarte bună inițiativă de a crea muzică contemporană, muzică pentru copii și cu mesaje foarte prețioase. Fain, da. Nu e inițiativa mea. De unde este? E de la Domnul, el mi-a dat-o. Da. Minunat, dar mă bucur că a pus în mintea ta și în inima ta acest lucru. Probabil de când ești și tu părinte. Da, ajută, îți dai seama că să ai un copil acasă, înveți de la el foarte multe. Și înveți să te raportezi cu ceilalți copii. Poți să testezi, acasă e mai simplu. Da, când devii părinte, percepția asupra lumii se schimbă. Și îți dai seama de pericolele din jur, de ce ar putea să influențeze și ce poți face tu să schimbi ceva în mentalitatea lui. Da, da. Și cred că muzica asta, în primul rând, e cântată de fetița ta, nu? E cântată și mă ajută, să știi, vine în studio și dă cu părerea, îmi spune tati aici, nu, și chiar ascult, să știi, ascult de ea, pentru că, na, ea, copilul, ea știe mai bine decât mine. Ce le place. Pentru ei fac. Da. Deci mă ajută foarte mult. Și cum îți zice? Își dă cu părerea, vine tati aici, nu, ba eu o chem în studio când termin cu un refren ceva. Și zic, iubita mică, cum ți se pare pasajul ăsta? Și ascultă așa, dar chiar ascultă atentă. Ce tati, aici, nu știu, ai zice cuvântul lumina, nu luminițe. Sau mai zice de-astea, ai schimba, nu-mi place ăla așa, mă deranjează. Sau... Deci efectiv își dă cu părerea și mi-i spune. Da, cu... Ce tare, deci producătorul, mic producător e. Cam așa ceva, da. Ce drăguț. Da, îi scumpă tare. Claudiu, știu că... Viața ta în ultimii ani s-a schimbat enorm, dar nu totdeauna ai fost lângă Dumnezeu. Dacă poți să ne spui câteva lucruri despre ce ai fost tu înainte, știu că ai fost mare chitarist, ai cântat cu mari cântăreți ai lumii acesteia și ce te-a făcut să îl vrei pe Dumnezeu în viața ta? Hai să zic așa, poate eu n-am fost totdeauna aproape de Dumnezeu, dar cred că Dumnezeu totdeauna a fost cu mine și mă iubește foarte mult. Cum pe toți de altfel ne iubește foarte mult. Și da, am lucrat vreo 10 ani în industria muzicală. Am lucrat cu artiști de la care am învățat foarte multe și oameni dragi, cu Ina, Antonia, nu știu, cu Holograf, am avut ocazia cu Loredana Groza, mai mulți. Și a fost o experiență foarte bună, de unde am învățat multe. Doar că după vreo 10 ani Dumnezeu a avut milă de mine și aici nu vin să... povestesc ceva, nu știu, teologie sau alte lucruri, vă spun exact ce s-a întâmplat. Am descoperit singur în Biblie, citeam, mă rugam, mergeam la biserică și am descoperit despre botezul cu Duhul Sfânt. Și luam Biblia și am tot început să citesc și am început să laud pe Domnul, știu că mă prindeau serile și lăudam pe Domnul și nu s-a întâmplat nimic. Până la un moment dat, vorbesc asta de anul 2019, august, când s-a întâmplat și Domnul a avut milă de mine și la Andrei Prodan acasă, un prieten foarte drag cu care am fost cu chiar aici în emisiune, da. Am fost botezat cu Duhul Sfânt,
A fost o experiență pe care o găsiți pe internet, dacă vreți să auziți mărturia în detaliu, dați acolo pe YouTube Claudiu Ursache mărturie și acolo varianta puteți, completă. Varianta în detaliu, că acum vorbim despre copii, da. Mâine e ziua lor. Da. Dar e foarte important ce spun aici, pentru că asta mi-a schimbat viața. După ce s-a întâmplat experiența asta, să zic așa, fizică, s-au schimbat foarte multe în interior și în viața mea. S-a curățat viața mea de foarte multe lucruri și am început să văd. Când am deschis Biblia, înțelegeam lucruri diferit. Spre exemplu, erau pasaje în care spunea: în ce ține de voi să fiți bine cu toți oamenii? Citisem de multe ori pasajul ăla, dar atunci așa de tare s-a revelat în mine că am început să sun, mi-aduc aminte după vreo 10 ani, sunam oameni cu mulți ani în urmă, care mi-amintam eu că, mă, de la nenea ala am plecat cu chirie supărat și am început să-l sun: domnul Stan, că așa îl chema, mă scuzați că am plecat de acolo, așa, vă pot ajuta cu ceva. Sau multe lucruri, deci efectiv s-au restaurat relații, multe, sau, în fine. Foarte fain. Vreau doar să zic că Scriptura s-a revelat altfel, am multe mărturii pe tema asta și vreau să-L laud pe Domnul pentru lucrul ăsta, că El face lucrurile astea. Dar nu vreau să intru în detaliile astea acum, pentru că am venit să vorbim de copii. Mergem mai departe, imediat, 2019. Domnul m-a botezat cu Duhul Sfânt, mi-a schimbat viața, am început să înțeleg altfel Scriptura și m-am întrebat: Doamne, ce să fac? Eu sunt zis, dacă Tu mă chem să dau cu mătura, cu mătura dau. Ce îmi spui Tu să fac? Am înțeles, e clar, exigi, mă iubești, mi-ai promis cerul extraordinar. Zic, ce ai de făcut cu mine acum? Și au trecut câteva luni în care El mi-a spus să ies afară din toate. Și eu eram: din ce să mai ies? Că industria muzicală am lăsat-o, tot ce făceam am lăsat, zic, doar mai merg cu o trupă creștină, 477, în care e foarte dragă, oamenii lucrează într-o curățenie, într-o sfințenie, merg acolo. Și cam n-am ascultat. Și au trecut luni și nu, Domnul nu vorbea ce am de făcut. După care s-a făcut ianuarie, trecuseră deja cam 6 luni, 7, și am zis, ia să ascult. Și l-am sunat pe prietenul meu foarte drag, Andrei Prodan, i-am spus: Andrei, cu tot dragul, mă retrag și de aici, de 477. M-am retras din tot ce făceam, nu mai făceam nimic. Și am intrat într-un post de 3 zile. Și zic, Doamne, intru în post. Și în a treia zi noaptea, Dumnezeu mi-a vorbit de o lucrare cu copiii. Și de acolo a început. Ce tare! Da. De ce, efectiv, ai primit în sufletul tău ideea că tu ai misiunea să faci ceva pentru copii, muzică pentru copii? Da, și El o face prin mine, nu o fac eu. El o face prin mine și să știi că am pus la încercare lucrul ăsta. Nu într-un mod, cum spun că am pus la încercare. Domnul mi-a spus clar, am auzit clar, fă un album pentru copii. 7 cântecele învățăturile Domnului Iisus. Și eu am zis, Doamne, eu îl fac, dar mi-era imposibil să-l fac. În ce sens? Eu nu mai lucram, deci nu mai eram în industrie muzicală și pe lângă că nu erau venituri să vină în casă, nu mai, mai veneau ceva drepturi din trecut, dar nu mai lucrai fizic, să zic așa. Da, da, da. Și zic, Doamne, Tu mă chem să fac un album care costă și costă foarte mult. Adică pe lângă că nu am cum să întrețin casa în mod normal, ok, Tu îmi spui să și faci și mă pui la muncă, adică cam toate abilitățile mele de, nu știu, ce mi-a dat Domnul, să fiu producător muzical, să, în fine, ce a pus El în mine, se puneau aici, în albumul ăsta. Și Doamne, mă pui la lucru să fac, dar ok, eu le fac, dar cu ce? Cu ce? Cum? Și am zis, dacă Tu spui, nu mă pune să mă duc la oameni, să încep să sun, să pun pe internet, să fac, Tu îl faci. Eu mă pun aici și efectiv Domnul l-a făcut. Deci am mărturii. N-avem timp să-ți povestesc, dar am mărturii să spun piesă cu piesă cum Dumnezeu efectiv a purtat de grijă și spun, de atunci până astăzi nu ne-a lipsit nimic. Și am avut încât să dăm și la alții, exact cum scrie în Scriptură. Vai, ce tare! Și tot albumul e gata, toate piesele. Și sincer, piesele. Producțiile voastre nu sunt, nu sunt mici, adică văd acolo o grămadă de copii implicați, o grămadă de imagini, vizualul, audio, este totul la mare nivel. Acolo e sigur a implicat și bani și timp mulți. Da. Deci mă bucur că Dumnezeu, uite, a deschis uși să poți face proiectul ăsta. Da, El a făcut. Și nu spun, nu spun religios, spun că El a făcut. De-aia vin să aduc laudă Lui că El a făcut. Da. S-a folosit și de mine. E o bucurie. Care a fost prima melodie pe care ai scris-o? Prima a fost Frica de Domnul. Dar aș vrea să vorbesc despre ultima puțin. Da. Pentru că e mai recentă. Așa. Ultima piesă se numește Lăudați-L pe Domnul și are o mărturie interesantă. Eram cu o săptămână, cam 10 zile aproape înainte de filmare, 8 zile mai exact, într-o vineri,
și mai aveam puține resurse în casă ale familiei. Când zic puține, nu știu, câteva sute de lei. Și eu aveam în inimă și în gând să filmez asta. Eu nu vorbesc de banii pentru album, vorbesc de ce era la noi în casă. Da. Dar asta am învățat de-a lungul anilor că efectiv, cum am spus, Dumnezeu ne poartă de grijă. Și nu, nu asta era discuția. Era discuția că, Doamne, mă chem să fac o piesă în care implic zeci de copii, părinți, și îmi trebuie rechizite, aia, steaguri, tot ce trebuie să le fac, zic, cum le fac? Și mi-au aminte că eram la duș, am intrat într-o zi de post în vinerea aia, eram la duș și mi-a venit în cap, parcă aveam o discuție cu Domnul și îl întrebam, Doamne, zic, n-am cum să-l fac, adică, dacă Tu spui să fac, cum îl fac? Și mi-a venit în cap o carte a lui George Mueller, Tatălor Fanilor, nu știu dacă știi, și Domnul i-a spus să facă orfelinate pentru copii. Și la un moment dat, erau copiii puși la masă, n-aveau nimic să mănânce și s-au rugat și au mulțumit Domnului pentru mâncare. Deci ăsta e un nivel foarte mare de... să ai jos copiii acolo, puși la masă, n-ai nimic de mâncare, tu te rogi, da. Și după aia vine cineva la ușă, îți bate și îți aduce mâncarea pe masă. Incredibil. Și eu am zis, Doamne, eu n-am ajuns acolo, recunosc. Zic, dar el avea copiii deja, eu n-am copii, eu trebuie să-i chem. Și am auzit efectiv în mine, nu pot să zic că am auzit audibil, dar am auzit în mine, dar s-a scurtat mâna mea. E greu să povestesc. Mă opresc un pic. Și când am auzit aia, m-am dus la soția mea, zis, iubita aia, îi dăm înainte. Mamă mie. Da. Dar ce s-a făcut? Ea ce spune de faptul că poate ultimii bani din casă tu îi investești în proiecte? Ce părere are? Păi ce să fac? Ce să spun? Ea primise niște bani de ziua, ea lași pe ea și ea pus în proiecte. Înseamnă că susține și înțelege. Asta a spus ea, da. Ce să spună? Înțelege de plin misiunea ta. Da. Mă bucur. Și Domnul a făcut, să știi, au apărut, deci ne-am apucat de lucru. Ce e foarte tare să spun este că avem doi frați foarte dragi în credință, care sunt, pot să zic, ucenici. Noi învățăm pe ei din Scripturi. Și a fost o ocazie bună. Ei au zis, ei erau directori de grădiniță pe vremea aia și aveau o relație foarte bună cu părinții, știau cum să gestioneze. La clipul ăsta era nevoie să fie legătura între copii prin părinți și atunci ei au zis, Claudiu, te ajutăm cu tot ce ai nevoie. Și am fost foarte bucuros și deschis, era un ajutor foarte mare. Și au venit la mine acasă luni, cu 5 zile înainte, că sâmbătă am filmat, și au zis, ok, hai să vedem cum facem. Și am început să scriem, să vedem, scripturi, avem nevoie de aia, de aia, de aia, și ne-a zis, zic, să știți că nu avem nimic. Și cum? Zic, păi noi mergem ca și cum am avea tot și Domnul va purta de grijă. Zic, eu mă apuc, fac design-ul pentru steaguri, fac design-ul pentru pancarde, fac tot ca și cum avem tot. Voi mergeți înainte, programați mesele copiilor ca și cum am avea ce să le dă de mâncare și vom vedea sâmbătă. Îmi spun Ramona, până sâmbătă s-a plătit tot, absolut tot, luni aveam și bani. Dar de către cine? Cine a auzit de proiectele astea? Cine... Efectiv, nici nu știu cum să spun, Dumnezeu lucrează, El singur pune pe inimă oamenilor, apar oameni sau, nu știu, pot să zic concret, adică trebuia să plătesc steagurile și pancardele, parcă că acum nu mai știu, joi și miercuri seara îmi dă cineva un mesaj și trimite 2000 de lei și zice, ne-a pus Domnul pe inimă să trimitem asta. Și eu ce să zic? Mamă, cred că am început să plâng, mi-am amintit, zic foarte bine, mă, să plătesc, dar asta e una, îți povestesc foarte multe, dar na. Vreau doar să zic că... Incredibil. Că e o mărturie, da, e... Deci fiecare piesă, fiecare videoclip se realizează efectiv prin credință. Domnul le face. Și dacă El a spus și El le face, El le face, știi? Pe mine mă bucură foarte tare că citim în Scriptură lucruri atât de faine și încurajatoare, cum, nu știu, cum era Elisei, dacă știi, și s-a mulțit uleiul. Da. Sau a mulțit pâinile. Erau, din ce mi-amintesc, vreo 100 de oameni. Și am mulțit pâinile pentru ei. Sau un Nou Testament, Domnul Iisus cu 5 pâini și 2 pește. Sunt multe exemple și sunt încurajatoare. Și par ireale, adică par așa că nu mai e posibil în ziua de astăzi așa ceva. Da, n-ai o înțelegere omenească la ele. Și eu pot să zic că așa m-am aruncat și un albumul ăsta. Adică ca nebunul, într-o nebunie omenească vorbind. Dar uitându-mă în Scripturi, când El spune că poartă de grijă, să nu vă îngrijorați. Și când El spune să faci ceva... A făcut. De-aia sunt aici. Am două motive pentru care am venit aici. Unul, să aduc laudă Domnului. Trei. Al doilea, să încurajez oamenii că Domnul lucrează
Și al treilea, să spun oamenilor de album că e pentru ei, adică Domnul l-a făcut pentru ei, să intre pe YouTube și să dea play la muzică. Da. Da. Hai să dăm și noi play și să ascultăm acest videoclip și să vedem. Lăudați-l pe Domnul. Super. E cu cânte. Familia așa a creat-o Dumnezeu, eu sunt băiat că Dumnezeu spune că-s băiat, eu sunt fată că Dumnezeu îmi spune că-s fată și orice apare în jurul meu nu e adevărat. Așa am simțit că efectiv el îmi dicta câte un vers, mai plângea un pic, mai dădea un vers, mai plângea un pic. E cu cânte. Un videoclip foarte complex și mă bucur că atâția oameni s-au mobilizat pentru asta, să realizați ceva frumos. Unde ați filmat acest videoclip? L-am filmat în biserica noastră, în Biserica Don Amis. Și cu ocazia asta mulțumesc bisericii că s-au deschis, deși poate nu e în viziunea bisericii lucrarea cu copiii. Sunt multe lucrări foarte faine pe care le are biserica, dar cum e asta, lucrarea cu copiii, nu e în viziunea ei, dar totuși s-au deschis, ne-au dat biserica, au venit oamenii, s-au implicat, a fost foarte fain. La noi în biserică am filmat. Minunat.
Cum se numește proiectul acesta pe care l-ai cu copiii? Se numește Kids Music Room. Și să știi că dacă vedeți acum albumul ăsta, 7 cântecele, învățăturile Domnului Iisus, al doilea album, din câte plănuiesc acum, se va numi tot 7 cântecele, dar nu mai avea legătură, cumva mai avea legătură cu asta, va fi despre muzică, sport, va suna total diferit. Uite, dacă vrei poți să-ți cânt un pic așa, la rece, cum se spune, din ce mă gândesc, da. Trenulețul merge tare, toată lumea e în mișcare, ca și trenul fără și tu, ci, 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 eu scând un refren. Ok, va fi, cred că va fi un album de muzică și mișcare pentru copii. Mm-hmm. Îmi doresc să merg între copii, deja mergem între copii, dar să stau între ei, ca să vadă și viața, dragostea. Adică e fain să te joci cu copiii, da, să stai între ei. Și clar, am pus temelia învățăturile Domnului Iisus Hristos. Și na, dacă oamenii au zile de naștere sau alte lucruri, petreceri, cum e 1 iunie, sau te duci efectiv printre ei, încerc să trăiesc cum Domnul Iisus le cheamă să trăim, să fim plini de dragoste pentru ei, să învățăm învățăturile, să le trăim printre ei. Și da, probabil cu următoarele albume va fi mai ușor să ajung printre ei și nu numai printre copiii din biserici, ci efectiv... Da, și la alte tipuri de familii. Da, că acolo cred că e mai... Nevoia mai mare. Mai de impact să audă învățăturile Domnului Iisus. Ai spus că ai ales 7 piese și 7 învățături, practic. Care sunt acestea? Poți să le enumeri? Da. Prima piesă vorbește despre frica de Domnul. Foarte important subiect, este dragoste și respect. Asta e, că când auzi frică, te gândești la ceva negativ, totuși. Da. Hai să vedem. Acum, dacă ține tot chitară. A luat. Frica de Domnul, singura frică bună pentru noi, da? Cum se aplică? Vreau să o înțelegi corect. E dragoste și respect. Ce fain mesaj. Ea sună mai... Frica de Domnul, singura frică bună pentru noi, da? Cum se aplică? Vreau să o înțelegi corect. E dragoste și respect. Dacă cineva te cheamă să păcătuiești, tu să-i spui îndată, eu pe Domnul îl iubesc. Ce fain. Din dragoste pentru Iisus aleg să mă supun, așa că îi spui, păcatul nu e bun. Ce fain, exemplificat așa, foarte, ca pe limba copiilor, efectiv. Deci, ce înseamnă frica de Domnul? Da. Să nu înțelegem greșit, ci înseamnă respect și dragoste. Dar mai țin-o în brațe, că mai ne explici. A doua melodie. A doua piesă este despre familie. Uh-huh. Și aici e o poveste interesantă. Era la mama acasă și mă uitam la un meci de fotbal. Și jucau două echipe mari, foarte mari. Juca Anglia cu Germania. Și ambii capitani de echipă aveau niște banderole așa cu un curcubeu. Și am devenit așa foarte, eram mâhnit în mine, zic, Doamne, la ce nivel se promovează niște lucruri care sunt împotriva învățăturilor Domnului Iisus? Și zic, care e adevărul? Zic, sau cum pot eu ajuta în direcția asta? Am închis televizorul, n-am mai putut să mă uit. Și m-am gândit, zic, ce spune Domnul Iisus? Și zic, cum a creat el familia? A creat familia dintr-o fată și într-un băiat, așa ne-a chemat el. Și exact așa sună piesa, e familia e formată din fată și băiat, familia e formată din fată și băiat. Oricine spune altceva nu e adevărat, pentru că Dumnezeu pe noi așa ne-a învățat. Bun, da. Deci în contextul ăsta televizorul ar fi spus altceva. Și oricine ar spune altceva, nu e adevărat. Adevărat este, și zic, a mers mai departe, că ne-a creat băieți și fetițe, asta e a doua strofă. Și după aia am ajuns la ce e adevărul de fapt. Că unii spun ceva, alții spun altceva, televizorul spune ceva. Și zic, dar unde e adevărul? Și Iisus zice, eu sunt calea, adevărul și viața. Și atunci, la fel de simplu, am luat chitara și adevărul este doar Iisus Hristos. Adevărul este doar Iisus Hristos. O, cât de important e pentru noi și ce frumos să știm că adevărul este doar Iisus Hristos. Ce tare. Da. Și așa s-a făcut piesa Familia. Adevărul este că
nu știu, chiar de curând a fost așa un scandal printre creștini că se dorea impunerea în programa școlară a unor ore de educație sexuală în care să se prezinte că și există și acest tip de cuplu de bărbat cu bărbat sau femeie cu femeie. Nu mai există niciun film la care să te uiți să nu conțină și un astfel de cuplu care să te înduioșeze, să te facă să trăiești împreună cu simțămintele lor de iubire neacceptată de cei din jur. Și este atât de greu, bombardat emoțional cu astea, să mai vezi adevărul. Și e bine ca copiii să aibă, chiar dacă vor fi înconjurați, trăim în lumea asta, vor auzi, vor vedea acest gen de cupluri. Să știe totuși. Cum înțeleg eu lucrurile? Biblia ne spune să ne creștem copiii în disciplina și în învățătura Domnului. Și eu cred că dacă învățăm pe copii, de fapt sunt convins, scripturile și învățăturile Domnului Iisus, nu doar cele din album, că sunt multe altele, din scriptură, ei vor cunoaște adevărul și vor avea reperul, scriptura. Și nu mai trebuie să învățăm că aia nu e bine, că aia nu e bine, că aia nu e bine. Da. Trebuie să învățăm și asta, dar ei își vor da seama singuri. Da. Dacă ei știu că adevărul este scriptura și cuvintele Domnului Iisus Hristos, imediat își dau seama că celelalte sunt falsuri, sunt greșite. Și atunci nu mai stau ei să verifice ce s-a greșit, ce s-a greșit, ce s-a greșit. Și știu, familia așa a creat-o Dumnezeu, eu sunt băiat că Dumnezeu spune că-s băiat, eu sunt fată că Dumnezeu îmi spune că-s fată și orice apare în jurul meu nu e adevărat. Și nu mai trebuie să calculeze toate invențiile, poate, sau alte lucruri. Da, e un subiect greu, pentru că totuși trebuie să învățăm să aibă iubire față de acești oameni, să nu arunce cu pietre, că nu e rolul nostru, Dumnezeu doar judecă, dar să știm cum stau lucrurile cu adevărat. M-ai dus la a treia piesă. Te rog. M-ai dus la a treia piesă. Da, așa este, Dumnezeu iubește păcătosul și noi toți suntem. Numai doar suntem spălați prin sângele Domnului Iisus Hristos, dar urăște păcatul și îl condamnă. Și o diferență aici mare. Acum revenim la a treia piesă. Se numește Liber la iertare. Și să iubim pe toți. E bine să ierți pe cei din jur în orice zi. Câtă vreme? Luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, toată săptămâna, toată viața ta. Ce tare. Da. După aia a doua strofă zice, e bine să iubești pe cei din jur în orice zi. Și vine un copil și zice, da câtă vreme? Și zic, luni, marți, miercuri, joi, vineri, sâmbătă, duminică, toată viața ta. Și pe aia e singur vin. Dar de ce să iertăm? Că ăla mi-a furat bicicleta sau nu știu ce mi-a făcut. De ce să iertăm? Și atunci eu le spun că Domnul Iisus ne-a iertat și El pe noi de tot ce am făcut, facem și vom face vreodată prin credința în El. Dar ne-a cerut și nouă să iertăm pe toată lumea. De câte ori? Tot timpul. Ce tare. Și cam așa e a treia piesă. Asta e a patra, scuză-mă. Ok. E a patra. Da, a patra era libertate. A treia e Trenulețul. E o piesă în care le spun copiilor că călătoria vieții și călătoria vieții și să-și predea viața în mâna Domnului Iisus Hristos. Poți să scrii și un pic din asta dacă vrei așa, uite. Dacă tot închitam. Viața e o călătorie prin tunele și prin munți, printre voi și printre râuri, trenulețul îl conduci. Vezi și soare, vezi și mare, vezi și multe animale. Viața e un cadou de la Iisus și e atât de tare. Dar vezi tu, uneori pot apărea problemele, că trenulețul nu-i perfect, ci față sunt obstacole. Trenulețul-s copii. Ai un munte de trecut și a venit și o furtună, iar din soarele ce-a fost acum nu mai vezi nici luna. Dar dacă în trenuleț îl primești tu pe Iisus, vei primi lumină, putere și având să depășești probleme și obstacole și la final El te va lua cu El în veșnicie. Ce drăguț. Da, deci o călătorie. Mi-ar plăcea să avem aici copii care să reacționeze la muzică și să cânte cu tine. Pentru că, da, asta e pentru ei și cred că foarte fain iese din gura lor, cu vocile lor de copii. Oricum și tu văd că încerci să imiți stilul lor de a cânta. Așa interpretezi ca un copil. Da, bă, ce să zic. Da. Îți place să te simți copil. Când stai printre ei, te comporți un pic, da, ești... Da. Stai printre ei, da.
Care a fost a cincea melodie? A cincea piesă este, se numește Nu e o poveste. Mi-aduc aminte, stătea la mine acasă pe fotoliu și era, e o piesă mai de Crăciun, să zic așa, deși nu piesa începe, unii oameni spun că astăzi e Crăciun. Așa începe și eram pe fotoliu și zic, Doamne, despre ce e sărbătoarea Crăciunului sau ce se întâmplă acum? Și am zis, ce aș putea eu să spun despre lucrul ăsta? Și efectiv am luat chitara și a venit cântecul, eu acolo pe canapea a venit și zice, unii oameni spun că astăzi e Crăciun și ceva s-a întâmplat. Alții sărbătoresc prin case și cheamă mulți invitați, fac prăjituri, fac ozonace, multă muncă, pun brazi, lumini prin peisaj și poate spun și o poveste despre cineva într-o iesle, prea știu așa, cineva. Și pe aia refrenul spune, dar nu e o poveste, e cea mai tare veste. Da. Dumnezeu s-a întrupat. Nu e o poveste, e cea mai tare veste. Iisus e viu, e adevărat. S-a născut Iisus. A murit și a înviat. Nu e o poveste, e cea mai tare veste și tu prin el poți fi salvat. Ce fain mesaj. Atât de simplu, dar atât de real, nu știu. Da. Foarte fain. Și așa avem piesă. Da. Și acolo în piesă e și o cărticică. Dacă se intră pe canalul nostru de YouTube, pot să spun, nu? Da. Se numește Kids Music Room, canalul de YouTube. Și acolo, pe lângă albumul 7 cântecele și un video cu prezentarea cărții, în care efectiv eu m-am oprit din muzică și am spus Evanghelia copiilor. Se cântă piesa așa, strofă-refren, bridge, și la un moment dat mă opresc, iau cartea cu ilustrații, le spun Evanghelia copiilor și se continuă piesa. Da, fain. A cincea piesă a fost asta. A șasea piesă se numește Nu mi-e frică de nimic decât de Domnul. Din nou. Da. Mesajul primei a puțin. Matei 28, iată, eu sunt cu voi în toate zilele. Până la sfârșit, Iisus e cu noi, ne-a promis că e cu noi. Și El ne spune să nu ne temem, să nu ne fie frică. Și piesa chiar așa începe. Știu că nu e prea comercial, dar începe cu niște versete. Așa am simțit în duhul meu. Chiar dacă ar fi să trecem prin Valea Umbrei Morții, nu ne temem de niciun rău, căci Domnul e cu noi. Și deci să nu ne fie frică de cei ce poate să omoare trupul sau orice să facă, să nu ne fie frică, ci să ne fie frică de Domnul, care poate să distrugă în iad și sufletul și trupul. Din nou spun, nu sunt așa comercial, dar am simțit în duhul meu, copiii trebuie să audă lucrurile astea, să știe. Și poate acum nu le înțeleg așa de bine, când vor crește mari și se vor întipări în mintea lor, le vor conștientiza la un moment dat. Cum și eu de altfel mai cânt pe stradă cântece din copilăria mea, exact. M-am hotărât să-L urmez pe Iisus. Și mă ajută, mă întăresc. Da. Și cântecul despre asta e să nu ne fie frică de nimic. Și după aia zic, da, de ce? Pentru că Iisus e cu noi în orice zi. În fiecare zi El e cu noi și nu ne lasă nici măcar o zi. În fiecare zi Iisus e cu noi. Ăsta e refrenul. Da. Și la bridge spun că nici viața, nici moartea, nimic nu ne desparte de dragostea lui Iisus Hristos. Asta da. E așa sa piesă. Și ultima? Ultima piesă. Aici e un subiect interesant și cu ocazia asta am o surpriză pentru copii. Așa. Un cântec care nu a fost publicat nicăieri niciodată. Deci acum e în premieră, să zic așa, la voi în emisiune. Am vrut să scriu a șaptea piesă și mă gândeam care să fie, pentru că aveam mai multe. Și am acolo la mine în pod, e locul meu cu studio, chitara, camera de sus, zic eu. Camera de sus, mă duc da? Acolo în pod și stăteam așa cu Domnul și zic, Doamne, care e a șaptea piesă, cum să fac? Și am simțit în duhul meu să dau drumul la telefon și să încep să înregistrez. Și vreau să laud pe Domnul, nu vreau să compun nimic. Și am dat direct la telefon și am început să laud pe Domnul, așa, nu vreo cântare. Am început efectiv să laud pe Domnul, da. Și au început să vină versuri. Și am început să scriu. Și scriam cât un vers, mai plângeam un pic. Da, a fost foarte... Pentru că era foarte puternic. Am simțit acolo prezența Domnului și atât de puternic era mesajul. Când veți crește voi mai mari. Era că am primit o scrisoare pentru copii când vor crește ei mari. Și zicea, când veți crește voi mai mari, să aveți grijă de orfani. Să-i vizitați pe cei închiși, să nu uitați să fiți smeriți. Să fie smeriți. Pe văduve să le ajutați. Pe toată lumea să iertați. Și când veți face ce am spus, să știți că îi faceți lui Iisus. Da. Așa am simțit că efectiv El îmi dicta.
cât un vers, mai plângeam un pic, mai dădeam un vers, mai plângeam un pic. Și când a trebuit să adun toată piesa grămadă, o ascultam așa pe telefon. Mi-era greu, zic, un vers de aici, dădeam cu skip, când mai plângeam, mai ascultam un vers, mai dădeam cu skip. Ca să adun versurile. Da, și eu am crezut că asta va fi a șaptea piesă. Și am încercat să o fac. Și nu mi-a ieșit efectiv în studio producția. Tot încercam să o... Nu ieșea, nu știam de ce. După care am simțit în duhul meu că a șaptea piesă să fie, trebuie să fie un cântec de laudă la adresa lui Dumnezeu. Lăudați-L pe Domnul. Și știu că am luat scripturile și ce citeam acolo mă direcționa cumva să fac un cântec spre numai de laudă la adresa lui Dumnezeu. Da. Așa că... zis și făcut. Cântecul ăsta era scris de mulți ani, de mulți ani, dar nu era produs, nu era public. Da, da. Îl cântasem în biserică la noi. Și atunci am zis, ok, cum ar fi să facem un cântec și în care copiii, părinți, bunici, toți se adună acolo împreună și toți cântăm, noi cântăm și lăudăm pe Iisus Hristos. Și mă gândeam, ce altceva să mai pun în piesă, că vreau să aducem laudă. Și am zis, ok, ai strofele să fie efectiv scriptură, versete din scriptură, să proclamăm scriptura. Așa că, din nou, a șaptea piesă pe care am pus-o prima la noi în emisiune este asta, dar acum în emisiune la noi a șaptea piesă este Scrisoarea pentru copii. Deci ai reușit să îți adun toate ideile și să ai o piesă finală. Da, le-am adunat și știi ce e fain? Că piesa este o scrisoare pentru copii, dar este și o recapitulare la tot albumul. Piesa începe așa. Am o comoară pentru voi copii. E într-o scrisoare ce nu se va sfârși, e despre voi, cum sunteți acum, și ce va fi la capăt de drum. Ce tare! Și zice așa, frica de Domnul e începutul, prima piesă. Familia e conținutul, dintr-o fată și un băiat, cum Dumnezeu v-a învățat. Deci a doua, a treia. Și dați-i viața lui Iisus ca antrenuleț, cum v-am mai spus. Da. A patru. Luni, marți, miercuri, joi, cât trăiți, să tot iertați și să iubiți. Și, practic, piesa, prima parte, rezumă tot albumul. Da. Iar a doua parte, efectiv, sunt învățături din Biblia ale Domnului Iisus. Minunat. Către toți, nu numai către copii. O să ne cânti în această seară melodia toată. În premieră. În premieră, exact. Piesa asta, da. Claudiu, tu spui că tot ți-a venit de la Dumnezeu și chiar și banii au venit. Dar cum de nu monetizezi acest canal? Din ce am văzut, este un canal pe care ai urcat toată producția ta originală, practic, și pe care putea să o monetizezi, dar nu o monetizezi. Mi-ai pus o întrebare dificilă. Era tentant să monetizez. Era o nevoie de resurse. Doar că efectiv nu am avut pace. Știu că i-am dat drumul odată la o piesă cu monetizare și nu am avut pace. A stat foarte puțin și am închis-o. Nu am avut pace în duhul meu să-l monetizez. Și până la urmă albumul Domnului el a făcut. Eu n-am vrut să fiu de la început pe YouTube. Recunosc că nu am vrut să intru pe YouTube. Așa că, te aud cu alți copii. Da, ajunge la ei. Mi-ar fi plăcut de la început. Eu încerc. Deci încerc să direcționez al doilea album către un... Dacă Domnul va trimite resurse și voi avea cum, îmi doresc foarte mult să direcționez al doilea album către un site propriu, cu o aplicație proprie, în care copiii să downloadeze aplicația, să intre pe Kids Music Room și acolo să găsească. Pentru că pe YouTube îi pun să caute în multe alte lucruri, care de multe ori nu sunt cele mai potrivite. Da, și până ajung ei la învățăturile Domnului Iisus, ajung la altele. Da. Și inclusiv mai bagă și ei pe videouri când monetizezi alte lucruri. Dar da, nu vreau să discut despre ale. Înțeleg. Și tare mult îmi doresc. Deci, dacă Domnul face o minune și El vrea, îmi doresc așa de mult ca al doilea album să fie pus pe, de fapt și primul, inclusiv și primul, dar de la al doilea încolo, să fie pus într-o aplicație. E scump, dar dacă el vrea să-l facă... Se va putea. Da, se va putea. Și atunci copiii să intre direct pe... Unde nu mai au alte lucruri care să-i atragă. Da. Și rămâne curat totul. Adică dacă ar fi copilul meu și ar avea la dispoziție aplicația aia cu conținutul din el, eu i-aș da. Adică noi îi dăm YouTube-ul cu mare... Nu prea îl dăm. Deci nu, cel puțin pe telefon cam exclus, că pe televizor e mai greu să umbli tu pe așa, dar pe telefon... Deci tot timpul e ceva acolo care... Ai o teamă. Nu e bine, sunt așa. Da, dar dacă ar fi o aplicație curată care... Deci, știi că nu ai producții curate, bune, cu învățături. Da, și pe care verifici foarte ușor, adică dacă un părinte vrea să vadă
ia, ce spune conținutul acestei aplicații? Intră el singur și au o jumătate de oră, dă prin piese, dă prin ce acolo și a făcut o idee. Dar pe YouTube... N-ai cum să... Ce să faci? Faci vreo triere. Exact. Da. Și, da. Claudiu, tu stai mult printre copii, gândești și ce le-ar plăcea lor să audă, să cânte. Care sunt elementele pe care le-ai descoperit că îi caracterizează pe copii din ziua de azi și ce gânduri ai pentru ei că tot este ziua lor? Să stea natură cât mai mult. Poate nu să lase gadgeturile. Să stea natură cât mai mult. Da, deci așa o mare diferență am văzut. Am avut ocazia să lucrăm, cum am mai spus, mai mergem printre copii și în diferite contexte. Și am fost la un moment dat undeva mai la țară, cu niște copii simpli, foarte simpli așa din punctul de vedere, poate mai săraci dintr-un ochi orășenesc, să zic așa, dar de fapt foarte bogați. Erau atenți, erau faini, deci nu știu cum să, nu când ceilalți sunt faini, toți sunt faini, dar erau prezenți, ăsta e cuvântul, erau prezenți, erau cu noi, se bucurau, să zic așa. La oraș, vă zic extrema cealaltă, doar să stai cu ei și să le dai atenție, pentru ei e foarte, deci vin să lipezi de tine. Vin să te iau așa și nu trebuie să te joci cu ei, adică ei doar au nevoie să stea cu cineva și să le dea atenție. Da. Atât de grav și e. Da. Atât de grav. Lipsește afecțiunea asta, atenția. Atenția, da. Către ei. Când stai printre ei îți dai seama mai bine, știi, e greu de verbalizat, dar simți și îți dai seama. Și, da, să stea cât mai mult acasă cu părinții. Asta e așa ce ai, dar nu vin să dau sfaturi, că nu vreau să dau sfaturi. Niște sugestii. Niște sugestii, da. Și natură, cât mai mult, fără telefoanele astea. Da, și da, da. Natură, liberi. Claudiu, îți mulțumesc că ai expus așa foarte deschis și cu inima largă ceea ce Dumnezeu ți-a pus în minte să faci pentru copiii din România. Și sper ca aceste materiale să ajungă la cât mai mulți, ca ei să devină niște adulți credincioși și ceea ce ascult acum din creațiile astea să le rămână în cap pentru totdeauna, ca și fundament. Așa să fie. Succes în continuare cu lucrarea aceasta, Dumnezeu să ajute la tot ceea ce ai tu în cap să realizezi și să ajungă la cât mai mulți. Mulțumesc și mersi tare mult de invitație, chiar apreciez, să știi. Cu mare drag. Mersi. Dragilor, aici se încheie emisiunea din această seară. Aveți grijă de copiii voștri, iubiți-i, acordați-le atenție și, cel mai important, spuneți-le despre Dumnezeu, ca baza, fundamentul vieții să-l aibă, să-l primească de la voi pe deplin. Vom încheia această emisiune ascultându-l pe Claudiu Ursache cu Scrisoare pentru copii, piesa care concluzionează albumul scris de el pentru copii. Vă doresc o stare frumoasă, la mulți ani tuturor copiilor și ne vedem vinerea viitoare de la ora 20. La revedere! E cu cântec. Am o comoară pentru voi, copii. E într-o scrisoare ce nu se va sfârși. E despre voi, cum sunteți acum și cum va fi la capăt de drum. Deci frica de Domnul e începutul, familia e conținutul dintr-o fată și-o băiat. Cum Dumnezeu ne-a învățat și dați viața lui Iisus ca un trenuleț, cum v-am mai spus, și luni, marți, mercuri, joi, trăiți să tot iertați și să iubiți și ru-tu-tu-tu-ru-tu-tu. Nici o frică, nu-nu-nu, de Iisus orice ar veni, nimic nu ne va despărți, pentru că nu-i doar o poveste, să știți că-i cea mai tare veste. Iisus Hristos a înviat și tu prin El poți fi salvat. Deci când veți crește voi mai mari, să aveți grijă de orfani, să-i vizitați pe cei închiși, să nu uitați, să fiți meriți pe văduve, să le ajutați pe toată lumea să iertați. Și când veți face ce am spus, să știți că-i faceți lui Iisus. În numele Domnului Sfânt aveți putere pe pământ, pe oameni să-i eliberați și pe bolnavi să-i vindecați. Să vă uitați doar la Iisus, să vă gândiți la Iisus, că pe pământ puțin veți fi, dar la final sunt veșnicii.
cu cânte. Emisiune susținută de Asociația Maurer for You.